Breb. Are o vechime de vreo 600 și ceva de ani. Și deși a apărut civilizația, totuși tradițiile se mai păstrează din cât e posibil. Pentru că noi așa ne-am obișnuit să ne respectăm unii pe alții, mergem la evenimente, cum e nuntă, botez sau altele, stână, și acolo nu putem să ne abatem. Dacă așa rămas la bunici și străbunici, trebuie să respectăm tradițiile. Tradițiile noastre sunt creștine. Eu așa mi se pare că nu sunt tradiții care să aibă ceva indecent, ceva urât. E frumos, se fac lucruri utile. Nu avem ca să iasă în evidență prin câte, nu știu, se fac în alte domenii. Noi le respectăm așa, în stil popular, țărănesc. Majoritatea aici suntem țărani, puțini intelectuali, dar și ea ne urmează. Dacă noi avem ceva tradiții și ei vin la biserică îmbrăcați în por popular, cântări la biserică frumoase. Uneori când e joc iară, toți, adică nu toți, din cât se poate, unii joacă, horesc, alții se uită și ascultă, dar cam toți îmbrăcați în por popular, în sărbători. În zilele de lucru e altceva. Dacă n-ai minte de ajuns, dacă n-ai minte de ajuns, credința este esențială în viața omului. Fără credință am fi goli, adică am avea numai ambalajul ăsta. Fără de suflet nu se poate. Partea sufletească e cea legată de Dumnezeu, de lucruri interesante, lucruri veșnice. Eu cred că la noi credința nu o să dispară, indiferent ce regimuri o să fie, ea o să rămână, pentru că așa din generație în generație ne folosim de ceea ce ne se transmite, știi, din Biblie, de la biserică, din oricine e credincios. Chiar și oameni simpli sunt care știu foarte multe din domeniul ăsta al credinței. Mai sunt tineri din ziua de azi credincioși? Păi nu știu cât sunt de credincioși, dar se iau după cei mai în vârstă și n-au ce face. Nu că îi obligăm, dar parcă se adaptează. Eu nu știu ce să zic. La tine vin cu dor. dar n-am ce ți-n dau.